Reacția primarului de Țibănești când i-a spus că pe banii noștri duce, dar cum să nu am voie, filmez unde vreau eu, dar dumneavoastră cum? Duce oamenii la ajutor social, deci cu autocarele de la București, uitați cum fuge după mine, pentru că ne fură banii de comune, ne-a stricat parcarea. Nu m-a agresat, nu m-a agresat. Ne-a stricat parcarea și pe banii noștri, deci doamna Cobuz ne duce pe noi și duce oamenii la ajutor social, îi duce la Iași, când susține pe domnul Dragnea și partidul PSD. Da, deci uitați autocarele venite de la Iași, așa, și deci oamenii cum se urcă în autocare, mai era un autocar, moș lovit, peste telefon, o să plătească, și oamenii se urcă în autocar, se duc, nu contează. Stați liniștită dumneavoastră. Când. Dar nu mai furați miliarde și miliarde. Deci, o să vă aștept la Iași. Ne vedem la Iași. Da. Deci autocarul, ne vedem la Iași, doamne. Ne vedem la Iași, cu furatul și cu tot. Și cu furatul. Vedeți că m-am săturat dumneavoastră și prea multe faceți. Ce treabă? Importantă? Da. Cum să iei telefonul? Cine îmi pune mâna pe telefon? Cum adică? Ziceți ceva, băieți, vă place de cum se ne plinim eu, Dragnea? Autocare plătite din banii noștri, când nu se face trotuare, câți metri de trotuare s-au făcut în Țibănești în 3 ani? Câți metri de trotuare? Niciun metru de trotuare nu s-a făcut în 3 ani, de când este doamna Cobuz, dar oamenii îi duce cu autocarul de la ajutor social. Deci niciun metru de trotuar nu s-a făcut, deci niciun metru de trotuar în 3 ani de primar al comunei Țibănești nu s-a făcut, dar oamenii merg cu autocarul la Iași pe banii noștri. A fost o singură parcare, o stricat-o și tot așa mai departe. Deci, asta este Dragnea cu PSD-ul cu tot. Un suc. Oricum plec la Iași. Le dau foc la autocar la Grădini. Da, deci ca să vadă. Dar nu mă interesează.